Bună dimineața! Băi, la mine azi noapte a plouat. A plouat tare de tot. Albinuța, văd că, uite, la ora 9 dimineață totul zboară. Ia să vă fac eu un anunț. Fulger. Știți că aici am stupit de la Cristi și Nicolae? Ia să mai vă arăt ceva. Uite. Aici am adus, știți că aveam unul lipsă și am adus unul în locul lui. Am pus și o cântară acolo. Ia. Și a fost 38,5, deci 900 de grame pe minus în 3 zile. Deci n-am cules acasă, trebuie să dau sirop. I-am pus Regina de la Cristi și Nicolae. Ne uităm dacă a primit-o? Ia să ne uităm. Hai să ne uităm. Gata. S-a trezit cocoșul. Anunțul. Fulger. În felul următor. Am vorbit ieri cu Cristi. Nicolae, mai bine zis, că el e în stupină. Și mi-a zis, Costine, fă un anunț. El are acum o serie de regine care trebuie să le scoată. Deci pentru săptămâna asta, mai bine zis, în limita stocului disponibil, care sună de astăzi, deci eu o să pun filmarea chiar astăzi. E duminică, încă suntem în 23. Ia să mă uit eu. 23, da. 23 iulie. Care sună de astăzi, deja el luni sau marți scoate reginele, miercuri, joi ajunge la dumneavoastră. Ofertă 60 de lei regine. În care o serie acu de scos. Și a zis că vrea să facă o ofertă. 60 de lei regină. Și care cumpără, care are stupină mai mare și cumpără 40 de bucăți, primește una în plus. A, n-a eliberat. Încă n-a eliberat-o, este șerbet acolo. Deci care sună chiar astăzi, cred că cel târziu mâine, luni, că după aia le scoate și le trimite deja. Cu 60 de lei, regină. Ieri am dat drumul la locașul mare și încă n-am mâncat. Mă brăiază cocoșul ăsta. Ia, hai să deschidem pe aici amorul. Hai să luăm de la capăt. Deci, regină de la Cristi și Nicolae, da? Ia să vedem. Ia să vedem. Nu am mai deschis de mult, nu? De o săptămână. Hai să vedem ce se întâmplă. Am pus o cârpă, dar totuși am lăsat pe partea asta aerisire, că știți că a fost căldură mare. Dar acum e răcoare, acum 18 grade fa. A plouat toată noaptea. Așa. Ia. Hai să vedem cum are puiul. Rama de la margine, uite, albină mai puțină. Știți că eu am făcut cu albină puțină pe ăștia și e greu să dea înainte. Atât albină am avut și eu, ce să fac. Roiul e bine să-l faci cu albină multă, cu puiet, cu... Da. Fiecare după posibilități. Uite, asta era ramă goală care i-am pus-o. Mi-e larvar toată. Ia. Voi vedeți ceva pe acolo? Nu vedeți. Ia. Dacă îi dați zoom, deci toată porțiunea asta, uite așa, larvar.
Uite, aici deja larvar mare care îl căpăcește acum. Da? Se vede? O frumuseți. Bun. Adică consider că mai mult dată ce pot să fac. Vă arăt și vedeți practic. Adică reginele astea, nu că le laud eu decât și atât. Mie mi-a plăcut cum bagă puietul. Și cel mai mult mă interesează să fie sănătoase. Uite. Ia uite puiețele aici. Da? Și pe o parte și pe alta. Uite, după rama asta e clozat. Din centru e clozat și pe margine. Uite, și dacă e carpatină, da, carpatină selecționată, tată. Nu e rea, da? Uite, după cum vedeți, uite. Da? Uite puietul. Vă place? Iar pe găurile alea, uite, dacă vă uitați aproape, îi băga polen, nectar. Da? Uite. Uite, carpatină, de ce nu înțeapăm? Da? Uite puiețelul. Practic așa, da? Totul practic. Nu mai spun prima ramă că e lipită de perete acolo. Deci, după cum văd, de-abia de acum s-a mai populat cu albină. Și sper să mai dea înainte. Uite, rama asta goală care i-am pus-o, a băgat puiet pe ea. Deci treaba e bună. În câte rame am făcut peste? Ați văzut. 3 rămuțe de albină, rame noi, fără puiet, fără nimic. Uite așa le-am făcut. Pe rame albe, uitați-vă la filmările trecute. Pe 3 rame din astea cu albină. În urmă cu cât? Cu... pe 5 iunie, parcă? Parcă pe 5. A, stați așa că am scris. Am scris pun capac. Adică ce pretenții să ai să-l faci pe 3 rămuțe fără puiet? Gata, la ăștia trebuie să le dau sirop la ăștia de acasă. În partea cealaltă la familie are puțin cules de întreținere. Dar aici trebuie să încep să le dau câte puțin sirop. Ia mă, creau un capac pe care am scris. Unde? Unde e? Unde e? Unde e? A dispărut tot. Uite, ăsta e. Deci. Se vede acolo? Uite, am scris așa. Formare roi pe 8. A, pe 8-10. Că unii am făcut pe 8, unii pe 10. Zicem pe 10. 10 iunie i-am făcut, le-am pus turtă super proteică, pus energetică, știți că așa le-am pus când le-am făcut. Acceptate reginele pe 10-12, da? A început o dată pe data de 15 iunie și azi suntem în 23 iulie, deci 2 lună și o săptămână sunt făcuți. Păi ce vrei într-o lună, dar abia a eclozat prima generație de puiet și de acum încolo să înceapă să eclozeze a doua generație. Deci făcuți pe 3 rame, adică nu puteți să-mi spuneți că, bă, păi, roiul la ora asta trebuia să aibă 10 rame. Depinde când îl faci, cu cât albină îl faci, dacă îl faci și cu puiet, eu am făcut fără puiet, doar pe rame albe. Și după cum vedeți, a dat destul de bine înainte. Bun, asta am vrut să vă spun. Mamă ce mă brează cocoșul. Deci care sunați astăzi, duminică? Sau cel târziu mâine, luni, primiți regine cu 60 de lei, așa mi-a zis Nicolae să spun, asta vă spun și eu. Sunați-l pe fratele lui, pe Cristi, vă las număr de telefon, în titlu vă las numărul lui și primiți regine mai ieftine cu prețul ăsta de 60 de lei. Și care ia
40 de bucăți, primește una în plus. V-am arătat puietul, ăla este, carpatine selecționate, blândă, ați văzut, am pus mâna pe ele. Mai mult de atât, eu sunt destul de mulțumit în felul ăsta, de reginele astea. Pe mine mă interesează cel mai mult rezistența la boli și producția de miere. Că mai înțeapă câte una, lasă-mă să înțepe, că așa trebuie să înțepe albine. Dar sunt destul de blând. Bun, cam atât. Ia să vă las eu și număr de telefon. Asta e numărul de telefon, 0723 835 746.